Încercam să spun lăudat să fie Domnul. Dragii mei, deși sunt musafir și mă gândesc că nu stă foarte bine, totuși ar fi bine dacă v-ați întoarce unii spre alții și v-ați saluta în numele Domnului. Reocupați-vă locurile, stați în prezența Domnului. Sunt foarte bucuros să am ocazia să fiu cu dumneavoastră, să vă cunosc, să vă salut, să vă aduc salutări din partea bisericii de unde eu vin. Mă gândesc că unii dintre dumneavoastră aveți acolo rudenii, prieteni, cunoscuți. Vă aduc salutări și din partea conducerii bisericii noastre, a păstorilor noștri. Am venit pentru câteva zile la Trossingen în weekend, adică voi fi acolo în weekend și m-am gândit că e o ocazie potrivită să revăd pe fostul meu coleg și bunul meu prieten, pe Marius, pe sora Angela, soția lui. Așa că am venit până aici, ocazie cu care am ajuns și în mijlocul dumneavoastră. Ar fi trebuit să vin cu o zi mai devreme, dar s-a defectat avionul și am ajuns cu o zi mai târziu. Sunt foarte bucuros de ocazia asta. Noi toți suntem doar niște oameni muritori și în călătoria noastră vremelnică îl căutăm pe Dumnezeu. Îl căutăm pe Dumnezeu pentru că ne-a făcut mult bine. El ne-a mântuit, El ne-a dat viață și sănătate, ne-a dat familii, belșug, slăvit să fie Dumnezeu. Vă mulțumesc că sunteți aici, mulțumesc fratelui Marius și celorlalți frați care cârmuiesc aici lucrarea Domnului, pentru că îmi permite să mă adresez dumneavoastră din cuvântul Domnului și o să spun ceva legat despre familie, câteva gânduri. O să plec de la pasajul acesta pe care fratele păstor l-a citit, respectiv 1 Petru, capitolul 3. Acesta este unul dintre pasajele din Scriptură care vorbește în mod explicit despre viața de familie. Aceste prime 7 versete pe care le-a citit vorbesc despre soți și despre soții. Raportul, sigur că este sugestiv, dintre cele 7 versete, 6 se adresează soțiilor și unul dintre ele se adresează soților. Nu vreau să dezvolt ideea asta, dar totuși raportul ne dă de gândit. Atunci când vorbim despre căsătorie, vorbim despre unul dintre cele mai comune experiențe pe care noi oamenii le avem. Ce ar putea să spună un predicator despre familia în care ne naștem, creștem, ne căsătorim, facem copii, poate ajungem să avem nepoți, îmbătrânim și murim? Este cea mai comună experiență viața de familie. Așa că eu n-am nicio șansă să vă surprind spunându-vă ceva nou. De fapt, nici nu-i scopul meu să vă spun ceva nou. Am intenția să spun câteva lucruri care cred că ne vor ajuta să ne aducem aminte de faptul că Dumnezeu ne-a chemat la excelență în viața de familie și nu întotdeauna reușim să facem asta. Încep prin a vă spune că viața de familie este una dintre experiențele care se fac o singură dată. Căsătoria este una dintre experiențele care se fac o singură dată în viață. Și dacă o facem bine sau altfel, rămânem cu ea. Adevărul este că fiecare muritor își dorește o căsătorie de calitate, dar calitatea întotdeauna este un lucru rar și de dorit. Omul niciodată nu poate fi mai bun decât principiile care îi călăuzesc viața, iar o căsătorie niciodată nu poate fi mai bună decât calitatea vieții celor doi soți, a soțului și a soției. Viața noastră este plină de roluri și unul dintre rolurile acestea este... Unul dintre roluri este rolul de soț sau de soție. Vedeți, fratele Marius a condus mașina până aici și a avut rolul de șofer, eu de pasager. Acasă el a avut rolul de gazdă și eu de oaspete. Dacă merge la cumpărături, are rol de cumpărător, dacă merge la spital, are rol de pacient. Aici are rol de păstor, eu de predicator. Când ajung acasă, am rol de soț, dacă mă întâlnesc cu copiii mei, am rol de tată, dacă mă întâlnesc cu nepoții, am rol de bunic, când merg la biserica pe care eu o păstoresc, am rol de păstor. Totul se învârte în jurul rolurilor pe care le avem.
ce calitate are rolul meu de soț? Cea mai potrivită persoană să vorbească despre asta ar fi soția mea, care din nefericire nu este astăzi aici. Ea de obicei călătorește cu mine, dar acum este mai bolnavă și dacă nu uitați, să vă rugați pentru ea și eu vă mulțumesc frumos. Căsătoria nu este un contract de parteneriat, așa cum se realizează între două firme. Căsătoria este un legământ pe care oamenii îl încheie în prezența lui Dumnezeu între soț și soție. Căsătoria este asemenea construirii unei case. Dacă chemi un meșter bun, îți ridică o casă bună. Dacă chemi un meșter slab, îți ridică o casă slabă. Calitatea casei construite va purta calitatea meșterului care o construiește. La fel este și căsătoria. Un om fără minte va avea o căsătorie fără minte. Un om violent va avea o căsătorie violentă. Un om leneș, să nu-i spun puturos, va avea o căsătorie unde cam trăiește de azi pe mâine. Căsătoria este așa cum suntem noi, cei doi, bărbatul și nevasta. Ne dorim cu toții să avem căsătorii mai înalte decât suntem noi, mai bune decât suntem noi, dar lucrul ăsta nu se poate. Un om beat cum va conduce mașina? Așa. Un om treaz probabil că o va conduce drept. Nu vreau să insist asupra acestui subiect, vreau doar să vă spun că în rolul meu de soț, eu nu o să fiu mai bun decât în rolul meu de bărbat. Pentru că n-am două capete, unul pentru rolul de soț, unul pentru rolul de păstor. Cu capul ăsta, bun sau rău, sunt un păstor bun, un soț bun sau un păstor slab și un soț slab. Căsătoria mea este așa cum o fac eu și doamna mea lângă mine. De aceea noi trebuie să fim oameni de caracter, pentru că doar atunci vom face căsătorii bune. Căsătoria este grea și pentru faptul că este lungă. Și noi oamenii ne plictisim de lucrurile lungi. Luați, vă cumpărați o rochie și sunteți cea mai frumoasă când veniți prima oară cu ea la biserică, cel puțin așa credeți dumneavoastră. Și veniți a doua oară, a treia oară, a patra, a cincea oară, nici nu mai vreți să o purtați. Bărbații când își cumpără o haină, își cumpără o haină pentru că au nevoie de ea. Femeile când își cumpără o haină, își cumpără ca să aibă ceva nou. Căsătoria ține 40-50 de ani. Este greu să rămâi focalizat, concentrat, iubitor, supusă asupra sau în raport cu aceeași persoană de care te cam plictisești, vorbind omenește. Aș vrea să ne întoarcem puțin la pasajul pe care l-am citit din Scriptură și să observăm că Dumnezeu, în funcție de principiile pe care le adresează soților, bărbatului și soției lui, Dumnezeu în pasajul acesta din Petru sigur nu surprinde toate lucrurile, după cum în niciun pasaj din Scriptură nu este surprins toate lucrurile. Dar Dumnezeu în fiecare pasaj surprinde câte ceva și aceste câte ceva puse unele lângă altele formează marea descoperire, revelație a lui Dumnezeu dată oamenilor. Primele șase versete vorbesc despre ce ar trebui să facă soția în raport cu soțul ei. Și aduceți-vă aminte că Petru își asumă faptul că vor fi soții, mai ales atunci era așa, la începutul creștinismului, vor fi soții care au soți necredincioși. Evident, poate fi și invers. Și el spune că soția va încerca să-l influențeze pe soț și să-l atragă la pocăință, la Dumnezeu, la biserică. Și Petru spune, dacă asta nu se va, ea nu va reuși, atunci să nu-i mai spună, să nu-i mai zică nimic, ci doar să-i arate, să-i arate cu viața. Și Petru spune că o femeie te poate influența mai mult cu viața ei decât cu vorbele ei. Adevărul este că e la modă, cicăleala e la modă. Se zice că dacă îmi spui odată, mă informezi. Dacă îmi spui de două ori, mi-aduce aminte. Dacă îmi spui de trei ori și de la trei încolo, mă cicălești. Femeile nu știu că bărbații nu suportă cicăleala. Probabil că și ăsta este unul dintre motivele pentru care se resemnează și ca să scape, spun du-te și fă ce vrei. Atunci când Petru vorbește despre familie, începe să se adreseze soțiilor și le aduce aminte că ele sunt femei influente. Femeile sunt mai influente decât bărbații. Eu spun mai în glumă, mai în serios, că lumea e condusă de bărbați și bărbații sunt conduși de femei. Petru spune, dă un exemplu unde femeia îl influențează pe bărbat.
Spune, dacă nu reușești să-l influențezi cu gura, poartă-te într-un fel demn și sfânt și îl vei influența cu purtarea ta. Însă condiționează intensitatea influenței și o asociază cu intensitatea caracterului. Și spune, influența ta asupra soțului tău va fi direct proporțională cu solemnitatea, cu demnitatea caracterului tău, al comportamentului tău. Că dacă ești o femeie care nu te mai bucuri de admirația și respectul soțului tău, el nu te va lua prea în serios nici în legătură cu pocăința, după cum nu te ia nici în legătură cu alte lucruri. Și apoi la versetul 7, Petru vorbește despre soți. Un verset scurt, lămurit și concret. Și acolo spune câteva lucruri. Unul dintre lucruri este că bărbatul trebuie să-și cinstească nevasta. Și al doilea, să se poarte cu înțelepciune cu ea. Ce înseamnă ca un bărbat să-și cinstească nevasta? Dumneavoastră personal, cam ce sinonime, adică ce cuvinte asemănătoare cu același sens găsiți la soțul să-și cinstească nevasta? Puteți să-mi dați exemple? Hai să le întrebăm pe soții, de ce să vorbim cu bărbații, că mai bine știu femeile de ce au nevoie decât noi. Dumneavoastră ce înțelegeți surorilor ca un bărbat să-și cinstească nevasta în mod foarte concret? Cam ce înseamnă asta? Vreți să ne credeți că nu prea știm? Dacă nici dumneavoastră nu știți, e grav. Aceste două lucruri pe care Dumnezeu le cere bărbatului în raport cu soțului sunt așezate sub amenințarea unei pedepse. Și Scriptura încheie versetul 7 spunând, dacă nu o să faci așa, eu nu-ți mai ascult rugăciunile. Nicăieri în Scriptură această amenințare sau atenționare nu este adresată unei femei. De ce? Pentru că bărbatul reprezintă autoritatea în familie. Și Dumnezeu îi spune, ca tu să-ți conduci familia, trebuie să te bucuri de admirația soției tale. Dacă ea își va pierde admirația față de tine și dacă își va pierde respectul față de tine, dacă își va pierde încrederea, atunci tu nu vei mai putea conduce. Cine ar vrea să se urce într-o mașină unde șoferul e beat sau n-a condus niciodată o mașină? Sigur că vrei să te dai jos cât mai repede și să scapi cu viață. Să stai o viață întreagă sub autoritatea unui om care nu prea știe încotro se duce, când se duce, când se întoarce, când o ia la dreapta, când la stânga, când mai trece o dată pe acolo, n-are nicio direcție și n-are niciun Dumnezeu. Biblia spune prin Petru, cinstiți-vă soția. Acordați-i grijă, înțelegeți-i nevoile, fragilitatea. Feminitate înseamnă aproape fragilitate, sensibilitate, delicatețe. Și apoi purtați-vă cu înțelepciune. Adică folosiți înțelepciunea ca să vă comportați în fiecare situație a vieții într-un fel care este productiv, care rezolvă o problemă, care oferă randament, care rezolvă o problemă, care ajută. Întotdeauna există flexibilitate, că sunt lucruri negociabile și nenegociabile. Închei, așa cum încheia Petru, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Când Dumnezeu vede un bărbat că își abuzează, își exploatează sau că își manipulează soția, face exact lucrul acesta. Ce-a promis? Nu-i mai ascultă rugăciunile. Frate Marius, în viața ta de slujire, câți bărbați o-i fi pus în biserică să se roage și Dumnezeu nu le-a ascultat rugăciunea? Dumnezeu știe câți. De câte ori noi, predicatorii, pastorii, prezbiterii, diaconii, conducătorii de adunare, ori fi venit aici la amvon, într-o condiție de conflict cu soția lui, s-o fi rugat și Dumnezeu nu i-a ascultat rugăciunea. Noi avem impresia că Dumnezeu primește toate rugăciunile noastre. Pe paginile Bibliei sunt suficiente argumente ca să știm că Dumnezeu nu are nicio obligație să ne asculte rugăciunile. Mai ales atunci când suntem răi, încăpățânați, Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunea.
Nu ne îmbărbătăm în niciun fel să ni se spună lucruri neadevărate. Ne îmbărbătăm atunci când cunoaștem adevărul și când știm că dacă treci pe roșu, o să plătești o amendă. Ți-ar folosi la ceva să te îmbărbătezi, eu spun, tu-ți du-te, domnule, că nu se întâmplă nimic. Nu ți-ar folosi la nimic. O să te superi pe mine că te-am pus să faci un lucru pentru care ai lăsat acolo ceva bani. Pasajul acesta din Scriptură ne spune despre faptul că rolul de soț și de soție este flexibil și are principii. Ține de înțelepciune și de dorința de a-i face bine celuilalt. Noi oamenii avem tendința să idealizăm principiul iubirii, părându-ni se că este un sentiment, este o emoție, este parte afectivă a existenței noastre. Dar lucrul acesta nu este adevărat decât în parte. În parte pentru că ceea ce noi numim îndrăgostirea sau dragostea romantică sau pasiunea, mai corect spus, este, dar ceea ce numim dragostea nu este. O să vorbesc puțin despre lucrurile astea, deși noi toți care suntem aici avem 5, 10, unii probabil că avem 40, 50 de ani de căsătorie și știm lucrurile nu neapărat din cărți, ci le știm din propria noastră experiență. Întotdeauna dragostea romantică sau îndrăgostirea sau pasiunea este un hormon care are rolul să se activeze și să te împingă în relația de căsătorie și în procreere. Dacă hormonul ăsta nu ar exista, probabil că nici jumătate dintre căsătorii sau 70-80% din căsătorii nu s-ar realiza. Dumneavoastră știți că noi avem un sistem hormonal și pe la 14 ani la fete, poate un pic mai târziu la băieți, el se activează și o parte a activării acestui sistem hormonal, el activează sexualitatea noastră. Până la vârsta aceea, copiii nu fac diferență între fete și băieți. Dar, de la vârsta aceea, ei încep să se simtă atrași de genul opus. De ce? Pentru că se activează hormonul de sexualitate. Și tinerii aceștia se pregătesc să se căsătorească, să-și întemeze o familie. Dar atunci când un băiat se îndrăgostește de o fată, nu-i nimic conștient în toată povestea asta, ci acțiunea inconștientă a unui hormon. Și scășună pe o fată, s-ar putea fata aia să nu fie o fată cu minte. Și dacă te-ai îndrăgostit de ea, nu te mai descaieră nimeni de ea, adică nu te mai dezlipește nimeni de ea, nici tata, nici mama, nici că ți-a telefonul, mașina, Romeo și Julieta, nu te mai rea nimeni de acolo. De aceea este bine să fiți prieteni, cel puțin mama, să fie prietenă cu copilul care s-a făcut măricel. Pentru că dacă apucă să se îndrăgostească de cineva, s-ar putea să se căsătorească cu acel cineva. Și s-ar putea ca acel cineva să nu fie potrivit pentru copilul dumitale. Îndrăgostirea este inconștientă. Îndrăgostirea nu e rațională. Îndrăgostirea este un sentiment, e o pasiune. Pasiunea e oarbă. Și cea mai mare problemă cu ea este că așa cum vine, așa pleacă. Ea ține cel mai mult 2 ani, de obicei mult mai puțin. Ea vine și te împinge într-o relație cu perspectiva căsătoriei și a procreierii și apoi încet se retrage cum a venit și te lasă căsătorit. Și dacă te lasă căsătorit e bine, dar dacă te lasă căsătorit cu cine nu trebuie, este rău. De aceea căsătoria nu trebuie să se bazeze pe îndrăgostire. Probabil că sunt dintre noi persoane care s-au îndrăgostit de o fată, poate chiar de două, dar nu ne-am căsătorit cu ele. Că era 16, 17, 18 ani când apărea și dispărea. Ei, asta nu e dragoste, frați și surori. Asta e acțiunea unui hormon, e o chestie endocrină, care are rolul, repet, spun a treia oară, să ne împingă în căsătorie și în final în procreere, în procrearea speciei. Însă asta se retrage, așa cum se retrage hormonul de creștere. La mine, mă gândesc că mai sunt pe aici, 1, 2, 3, s-a retras cam repede. Mai trebuia să mai stea, să mai creștem un pic. Dar imaginați-vă, dacă nu s-ar opri hormonul ăsta, până unde ne-am face? Am ieșit prin tavan. Dar există niște legi ale firii pe care le-a pus Dumnezeu în noi. Și toată chestia asta este o acțiune hormonală, care se activează și se dezactivează. Dar după ce omul se căsătorește, și pasiunea aceasta se ofilește, după cum este normal să se întâmple,
rămâne dragostea. Dragostea nu mai este acțiunea unui hormon. Dragostea nu mai este o pasiune și o emoție. Dragostea este o alegere. O alegere pe care o faci în baza angajamentului solemn pe care l-ai luat înaintea lui Dumnezeu, că o să o iubești pe fata asta și o să-l iubești pe bărbatul ăsta în calitate de soț și de soție. Și totul este doar o alegere. Unii spun, păi eu nu mai simt nimic pentru ea. Și eu le spun, nu-i nicio problemă. Nu-i nicio problemă. Comportă-te ca un bărbat de calitate, fără să simți nimic. Cum ajungi acasă? Pup-o. Îmbrățișează-o, stai lângă ea pe scaun 5 minute și spune-i, cum ți-a fost astăzi? Dacă nu se oprește după 5 minute, 10, cere-ți iertare că... și întrerupe discuția. Apoi întoarce-te și întreabă, aș putea să te ajut cu ceva în seara asta? Din când în când adu-i o floare. Pentru lucrurile astea nu trebuie să simți nimic. Dar nimic. Numai să-ți propui să le faci. Asta se numește dragoste. Acum eu vorbesc foarte tehnic, încercând să separ îndrăgostirea ca emoție de dragoste ca alegere. În realitate ele nu sunt chiar așa de separate cum le prezint eu. Dar prezentarea mea e tehnică și puțin forțată în intenția de a face diferența între cele două. Pentru că atunci când nu știi că îndrăgostirea pleacă, hormonul, emoția, și rămâne angajamentul pe propria conștiință să-ți faci datoria de soț sau de soție, spui că nu mai simți nimic și unii divorțează că nu mai simt nimic. Dar ce ar trebui să simți? Puteți să-mi dați câteva exemple cam ce ar trebui să simți? Noi ne petrecem 20 de ani cu părinții. Probabil că petrecem un an, 2, 3, 5 singur cu prietenii și apoi restul vieții cu soțul sau cu soția. Însă toată perioada aceasta numită viață, între maternitate și mormânt, noi facem doar două legăminte. Primul e făcut cu Dumnezeu când ne botezăm în apă și al doilea e făcut cu soția sau soțul când ne căsătorim. Noi nu avem niciun legământ cu mama și cu tata. Nu avem niciun legământ cu copiii. Noi avem legământ doar cu Dumnezeu și cu partenerul de viață. Ori legămintele astea trebuie onorate. Trebuie onorate. Copilul trebuie crescut, dar ăsta cum a venit așa pleacă. Cum ne-a găsit așa ne lasă. Își iau un străin sau o străină și o lasă pe maică-sa și pe taică-sa. Legământul nostru e cu soțul și cu soția. Iar acest legământ creează responsabilități. De aceea responsabilitățile acestea trebuie să stea la baza căsătoriei noastre. Succesul căsătoriei este potrivirea. Oamenii nu se potrivesc. Diferența dintre bărbați și femei este foarte mare. Femeile sunt o altă categorie de oameni, iar bărbații o altă categorie de oameni. Sunt două feluri de oameni care sunt atât de diferiți, mai diferiți decât asemănători. Nu vreau să intru în detalii și să vă spun informații tehnice. Noastră sunteți trecuți prin viață și le știți. Vreau doar să spun că această nepotrivire, aceste diferențe care există, ele vor crea discuții. Pentru că dacă cineva vrea să petreacă seara acasă și celălalt vrea să o petreacă în oraș, unde o veți petrece? Dacă cineva vrea să investească ia 500 de euro care i-are acolo puși deoparte, pe să schimbe cauciucurile la mașină și soția vrea să schimbe pătuțul la copil, cine va birui? Dacă cineva vrea să-și petreacă concediu în România, că n-ai mai văzut-o pe maică-ta de mult și e bolnavă, și celălalt vrea să ducă la mare, că de mult n-a văzut Adriatica, acum unde veți merge? Și vă pot da un milion de exemple de genul ăsta care îi pune pe cei doi în direcții opuse și oricum nu puteți să mergeți în două locuri, veți merge într-unul. Unde veți merge? Aceasta este una dintre cele mai mari probleme pe care noi le avem în cuplu, diferența de opinii. În perioada pasiunii, a îndrăgostirii de care vorbeam puțin mai devreme, totul e simplu. Nu trebuie să te străduiești să iubești, că vine dinăuntru focul, îți iese pe gură. Dar după ce chestiunea asta se retrage, se dezactivează, totul trebuie creat de dumneata. Totul trebuie întreținut conștient, nu mai e inconștient. Păi aduceți-vă aminte, nu știu dacă aveți copii care sunt îndrăgostiți la momentul ăsta în perspectivă. Dom'le, stă o noapte întreagă și vorbește la telefon.
Bă, omule, 8 ore? Dar ce mă, aveți vreun business împreună? Aveți ceva, trocuri, tiruri în vamă? Ce vorbiți, mă, oameni buni, 8 ore, 6 ore, 4 ore? Și acum, atenție, te căsătorești și după 2 luni soția intră în depresie că nu o sunt deloc. Și băi, te-am sunat la 9, nu pot să vorbesc că-s grăbit. Te-am sunat la 2, nu pot, sunt cu șeful. Bă, omule, n-ai avut 30 de secunde să scriu un text, mesaj, te iubesc. Deci 8 ore înainte de căsătorie, sau 6 sau 2, ca să nu exagerez, și 30 de secunde, un minut, n-ai după aceea. Dumneavoastră, cum explicați diferența asta? Nu vi se pare cusută cu ață albă? N-aș vrea să vorbesc despre asta, deși există o explicație științifică și are legătură cu natura bărbatului. Bărbatul este genul de ființă umană care trăiește realizând performanțe. Una dintre performanțe e căsătoria. Un bărbat poate să facă un singur lucru odată. Femeile sunt distributive și pot împărți mintea pe bucățele. O bucățică se ocupă de o activitate, o bucățică de o activitate. Bărbații nu sunt așa, ei nu pot împărți atenția. Ei sunt pe sertare și tot creierul lor e concentrat pe ce face la un moment dat. Când un bărbat se căsătorește, altceva nu mai face decât se căsătorește. Dar după ce s-a căsătorit, se ocupă de altceva. Și acel altceva nu mai face nimic decât acel altceva. Iar căsătoria rămâne în urmă și soția așteaptă ce s-a întâmplat în prietenie și în logodnă. Și el dispare. Dacă construiește o casă, o construiește de la 12 noaptea până la 12 noaptea. Nu mai vede, nu mai aude, nu mai mănâncă, nu mai face nimic. Tot pe casă, pe casă, pe casă. Și ea când vine acasă îl ceartă. Bă, omule, dar mai termina cu casa, mai termina cu biserica, mai termina cu... Bă, dar mai ai și tu nevastă. Spuneam că succesul căsătoriei este potrivirea. Dar aici când vorbesc despre potrivire, eu mă refer nu la o potrivire de gusturi, la o potrivire de preferințe sau de aptitudini și tendințe, ci mă refer la o potrivire de principii, de valori și de caracter. Nu înseamnă că noi în căsătorie o să ajungem să avem aceleași preferințe. Preferăm aceeași culoare, preferăm să facem același lucru seara, nici vorbă. Noi rămânem doi oameni diferiți până murim. Dar ca și valori de bază, ca și caracter, ca și principii, trebuie să ajungem la fel. E, această potrivire depinde de adaptare. Adaptarea este verbul potrivit. Noi ne vom potrivi când ne vom adapta unul la altul. Ați venit în Germania, v-ați adaptat la traiul nemțesc? V-ați adaptat, că altfel știți dumneavoastră ce păciți. Nu e așa că sunteți mai atenți cu regulile decât în România? Îmi permite să vă întreb de ce? Știți dumneavoastră de ce? Vedeți, când omul este un pic ajutat să se adapteze, se adaptează. Eu nu pot să intru în căsătorie și să aștept ca soția să se țină după mine indiferent de încotro mă duc, că și ea tot om e. Ea e om de parte feminină, dar și femeile sunt tot oameni. Eu trebuie să fiu tovarășul ei de viață, nu stăpânul ei, că sclavia s-a desființat de mult. Este adevărat că soțul este capul familiei și este adevărat că soția trebuie să se supună, dar supunerea asta este în Domnul, în perimetru voii lui Dumnezeu. Când ea iese din perimetru voii lui Dumnezeu, ea nu are nicio obligație să se supună. Am auzit despre cunosc o situație în care soțul o obliga pe soție la perversiuni sexuale, iertați-mi exemplu. Și ea a spus, îmi pare rău, eu sunt copilul lui Dumnezeu, pentru mine relația intimă este cu ce ne-a înzestrat Dumnezeu pe mine și pe tine. Și el a spus, nu că tu trebuie să-mi fii supusă. I'm sorry, asta se numește manipulare și exploatare. Nu trebuie să fie supus aici. Trebuie să fie supusă în lucruri care țin de normalitate, de decență, care țin de familie, care țin de casă, care țin de omenie, care țin de bun simț și de cinste și de moralitate. Adaptarea creează potrivire, însă caracterul creează adaptare. După ce m-am căsătorit, mi-am dat seama că trebuie să schimb anumite lucruri doar pentru că așa îi plăcea soției mele. Am încercat să explic că eu nu am aceeași părere ca și ea și s-a cam bosuflat. Și am zis, nicio problemă, las că-i trece. Dar nu i-a trecut.
39 de ani de atunci. Și mi-am dat seama că nu-i prea trece. Am ajuns la vârsta la care îndrăznesc să spun un principiu. Nu poți să ai și pace și dreptate în același timp în familie. Ori ai pace și lași dreptatea un pic deoparte, ori ai dreptate și te lupți, frate, pe viață și pe moarte. Unde se ține chibritul? În dreapta sau în stânga aragazului? Nu poți să ai și pace și dreptate. Dar asta nu numai în relația de familie, în orice relație. Dacă toată lumea e ambițioasă și umblă cu sabia la brâu, atunci nu mai lasă nimeni de la el. E nevoie de caractere, nevoie de răbdare, nevoie de înțelepciune. Mă duc eu un pic spre ea, vine ea un pic spre mine. Cine nu e în stare să facă asta, ar trebui să nu se căsătorească și să fie foarte ambițios, că nu-l oprește nimeni. Dar iei fata omului de acasă și faci pe ambițiosul, nu-i normal. Este normal doi oameni cu înțelepciune să se iubească unul pe altul, să lase unul de, să lase și celălalt, să negocieze, să stea să se gândească, să ia o zi de post, să amâne și pentru mâine discuția dacă e mai aprinsă. Și în felul acesta să ajungă la un numitor comun, dar nu cu forța, nu cu amenințări. Că dacă o astfel de familie avem, nu e bine. Secretul caracterului este disciplina. Nu o să avem un caracter bun până nu ne disciplinăm. Ați învățat limba germană? Atât cât ați reușit. Cum ați învățat? Prin disciplină. Prin disciplină. 2 ori 2, 4. 5 ori 5, 25. Prin disciplină. Nu se poate fără disciplină în viață. Totul e disciplină. E și caracterul tot la fel se construiește prin disciplină. Dacă te culci seara mincinos, să știi că dimineața tot mincinos te trezești. În timpul zilei se disciplinează oamenii, nu în timpul nopții. Secretul disciplinei este motivația. Trebuie să ai un motiv foarte puternic ca să faci ce faci. Să-mi spuneți mie să nu mai mănânc dulce. N-o să am motiv să nu mai mănânc dulce. Să-i spuneți unuia care este puțin mai dolofan, el va zice, domnule, nu mă simt bine, obosesc și nici parcă nu mă simt bine în pielea mea în felul ăsta. Aș vrea să zdrăbesc vreo 10 kg. Aceasta se constituie dintr-o dată într-o motivație suficient de puternică. Domne, nu mai mănâncă câteva zile, câteva luni. Dulciuri, pâine și toată... Știți dumneavoastră ce? Ce am vrut să spun? Am vrut să spun că o motivație puternică creează disciplină. O disciplină serioasă creează caracter. Un caracter puternic ajută să te adaptezi. Iar o adaptare concentrată, responsabilă, zilnică, te ajută să te adaptezi cu tovarășul de viață. Și dintr-o dată, cum la început vă certați din orice, acum ați învățat să negociați. Că până la urmă e un fel de mic business. Te întâlnești cu o propunere diferită de a ta. Și trebuie să negociezi ce argumente ai, de ce vrei așa, de ce acum și nu mâine. Spune-mi argumentele tale, dă-mi două argumente. Îți dau și eu două argumente pentru punctul meu de vedere. De ce trebuie să țipăm? Nu știm să vorbim și încet? Care ne e problema? Ce credeți că intimidăm pe cineva? De ce trebuie să țipăm? Asta e o problemă de caracter. Ar trebui să vorbim frumos. De ce trebuie să lovim cu pumnul în masă? De ce trebuie să amenințăm? De ce trebuie să-i cer cardul și telefonul și cheile de mașină, de parcă ești nu știu cine? De ce? Aici aducem noi căsătoria noastră la nivelul ăsta? Păi da, de câteva secole nu se mai face așa ceva. Ce am vrut să vă spun, frați și surori? Am vrut să vă spun că noi facem căsătoria pe care o avem. E produsul nostru, e copilul nostru. În orice căsătorie există două căsătorii, căsătoria soțului și căsătoria soției. De aceea, dacă îi asculți pe amândoi, îți vor spune două povești diferite. Ea îți va spune despre căsătoria ei și el îți va spune despre căsătoria lui. Știi ce înseamnă asta? Lipsă totală de adaptare. Adaptarea este fundamentală. Ar trebui în prietenie, dar acum n-are rost să mai vorbim, că nu suntem la o întâlnire de tineret. Dar dacă nu reușești să negociezi cu soția și cu soțul, dacă nu există atâta răbdare, atâta omenie, atâta bun simț, atâta bunătate, atâta milă, atâta interes, atâta responsabilitate, atâta efort, atunci cum
Vom face noi amândoi o casă, vom crește o casă de copii și vom ajunge la bătrânețe împăcându-ne când unul vrea să-ți ducă încolo și unul încolo. Dacă nu avem puterea, domne, dacă vorbește, lasă-o, domne, să vorbească 5 minute, 10 minute. Dar acum, din 24 de ore, nici 10 minute, nu vrei să-i dai soției. Dă-i, domne, 10 minute. Și spune, uite, ai 10 minute ca să-mi explici? Spune-mi ce e în capul tău, de ce vrei așa și nu altfel? Și după aceea îi spui și matale în 2-3 minute care ți-e punctul de vedere și aduci 2-3 argumente. Mă, femeie, e mai ieftin, ține mai mult, e timpul potrivit. Argumente serioase, solemne, care fac sens. Atunci când ne căsătorim, și mai târziu e bine, dar dacă nu facem asta când ne căsătorim, mai târziu e mai greu. De ce? Pentru că în primele vreo 6 luni se conturează genul de familie pe care îl avem. De ce spun asta? Spun asta pentru că... Spun asta pentru că atunci când suntem influențați de această îndrăgostire, de fluturia în stomac, de pasiunea aia care este peste noi, de căldura aia, de disponibilitatea aia, de iubirea aia, de zici că ești în stare să faci orice. Ei, când aceasta începe să, hormonul ăla începe să se ducă înapoi la el acasă, apare dorința de putere. Pentru că să știți că nu numai în biserică există dorință de putere, și în familie există dorință de putere. Și apare dorința de putere. Cine este șeful? Cine hotărăște? Cine are mai multă influență? Cine are un cuvânt mai puternic de spus? Lupta pentru putere este un lucru destul de complicat, de nedrept, de necinstit, el nu ajută la nimic, este dorința unor oameni frustrați. Dacă te căsătorești cu intenția să-ți domini partenerul, numai oamenii din lume fac așa. Partenerul trebuie iubit, nu dominat. Pentru că cea mai puternică dominație este să iubești pe cineva și să-l îndatorezi cu bunătate, cu amabilitate, cu respect. Atunci când ne căsătorim, trebuie să ne creăm o viziune, să avem niște principii, să avem un plan pentru un an de zile, pentru 2 ani de zile. Nu putem să ne căsătorim doar pentru relația intimă. Nu putem să ne căsătorim doar pentru că am făcut 30 de ani sau 20. Nu, noi trebuie să avem un plan concret. Primul lucru pe care eu îl sugerez este: descoperiți-vă așteptările. Veți constata că așteptările unei femei sunt foarte diferite de așteptările unui bărbat. Foarte diferite. Pentru că femeile sunt un alt gen de oameni. Ele vor deveni mame. O mamă e foarte diferită de un tată. Ei, descoperirea așteptărilor este fundamentală. Dacă nu stai de vorbă ore în șir să îl sau o aștept să-și deschidă inima și să spună cum vede ea familia, cum vede relația cu părinții, cum vede creșterea copiilor, cum vede biserica, partea Domnului, cum vede relația intimă, la ce se așteaptă ea de la toate lucrurile astea, cum? Vacanțele, adică concediu, economii puse deoparte, munca, petrecerea weekendului, mergerea în țară uneori, ea ce așteptări are, ea cum vede, cam ce mașină să ne cumpărăm deocamdată. Acum toți am vrea să conducem Rolls Royce, da? E prea scump. Că dacă ar fi 25 de euro, ar fi parcarea plină. Care sunt așteptările tale? Trebuie neapărat să știi să le pui în cuvinte. Dacă tu nu îmi spui ce te deranjează, eu voi face lucrurile care te deranjează. Pentru că nu știu. Trebuie să-mi explici. Eu am întâlnit mulți oameni care se supără pe tovarășul de viață și fac un scandal monstruos pentru că au fost deranjați și nu li s-a împlinit așteptările, dar ei n-au comunicat niciodată așteptările astea.
Așteptările trebuie comunicate și repetate. Nu ți-am spus că mie mi-ar place asta să nu fie alunecoasă, că am alunecat alaltă și am căzut. Fă-i ceva să nu mai aluneci. Un exemplu. Și atunci omul ăsta știe, bă, trebuie să ajung diseară mai devreme acasă să repar treaba aia, că mi-alunecă nevasta și să betejește. Asta se numește așteptare, dar dacă nu-ți spune, nu știi ce să faci. Așteptările sunt de-a dreptul importante, ele trebuie comunicate, ele trebuie prezentate. Care e scopul căsniciei? Dacă aveți scopuri diferite, atunci veți avea două căsătorii diferite și fiecare veți trage cu proiectul propriu. Trebuie neapărat să mergeți împreună pe același drum, să vă investiți resursele în același fel. Apoi, administrați-vă diferențele. Am încercat să spun puțin mai devreme despre faptul că oamenii sunt diferiți și că diferențele trebuie acomodate și adaptate, însă trebuie să vă gândiți că sunt diferențe de temperament și diferențe de caracter. Eu știu că nu-i mare nevoie să repet eu lucrurile astea, dar dacă tot suntem aici și nu vorbim de altceva și vorbim de lucrurile astea, doar întreagă-ți să le amintesc. Personalitatea unui om e formată din trei elemente. Ceea ce noi numim persoană, personalitate, are trei cutiuțe. Una este formată de noi și două dintre ele ne naștem cu ele la purtător. Reprezintă zestrea noastră genetică, ADN-ul nostru. Temperamentul este născut și aptitudinile. Aptitudini înseamnă ai inclinații artistice spre muzică, ai ureche muzicală, ai voce. Eu n-am aptitudinea asta. Ai aptitudini să desenezi, să sculptezi, ai aptitudini sportive. Ați văzut că unii sunt sportivi. Domnul e ca betonul. Așa e el făcut de Dumnezeu. Astea se numesc aptitudini. Aceste două, temperamentul și aptitudinile, sunt înnăscute. Dacă nu le-ai avut când te-ai născut, o să le mai ai în veac. Că numai atunci când te naști, ele sunt parte a geneticului. Ele nu sunt dobândite, ele sunt născute. Dar a treia, caracterul, aceasta e o cutie goală care se umple cu automatisme comportamentale, adică cu obiceiuri, iar obiceiurile se formează prin repetare. Obiceiul de a fuma se formează prin tragi un fum, mâine fumezi o jumătate de țigare, poi mâine te împrumuți o țigare și la urmă îți cumperi un pachet. Știința spune că dacă repezi de câteva zeci de ori un lucru, el va deveni obicei. Un fel de mică dependență. Aduceți-vă aminte că atunci când ați luat permisul de conducere și ați condus pentru prima oară mașina, conștient semnalizați, mă, la stânga, ok, în jos, la dreapta, ok, în sus. Dar după ce ați condus o lună, două, trei, vă mai gândiți? Dimpotrivă, vorbiți la telefon și tăc, 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 tăc. Știți cine face asta? Automatismul. Dumnezeu a creat în mintea omului ca să nu fie stresat capacitatea să facă anumite lucruri mecanic fără să fie implicată zona conștientă. În felul ăsta se formează obiceiuri, iar obiceiurile sunt bune și rele. Ele se pot schimba pentru că noi le-am format în mediul de hrănire, adică hrăniți de părinți, nu hrăniți cu hrană pentru burtă, ușor de înțeles, sub influența părinților, de biserică, de școală, de Google, de lumea virtuală în general, de prieteni, de familia extinsă. Atunci când vorbim despre lucrul acesta, despre administrarea diferențelor, trebuie să facem diferență între caracter și temperament. Dacă ești nemulțumit sau nemulțumită de un aspect al temperamentului tovarășului de viață, o să fii nemulțumit până la bătrânețe, că nu se schimbă. După cum nu se schimbă culoarea ochilor, dacă te pocăiești, dacă ești botezat în apă sau cu Duhul Sfânt, tot la fel n-o să se schimbe nici alte aspecte ale temperamentului. Dumneavoastră știți că există un temperament mai dinamic, cum e colericul, la care toate le face repede. Mănâncă, vorbește, se ceartă, toate le face... El nu se prea gândește, el le face. El gândește făcând. Și marginea cealaltă este melancolicul. Ăsta se tot gândește și face puține lucruri. De aceea când vorbește, vorbește foarte bine. Păi dacă s-a gândit de 20 de ori la ce o să spună, normal să fie bine, nu? Ei, dacă ți l-ai luat așa, așa e, până la sfârșit. Are turbo 2-3 pe el are.
Dacă e melancolic, n-are niciun turbo, e clasic. Încetişor, încetişor, dar cu treabă bună. Deci nu e bine sau rău într-un fel sau altul, e doar specific. Așa e el. Dacă ți-ai Dacia, ți-ai Dacia, dacă ți-ai Mercedes, ți-ai Mercedes, dacă ți-ai pe benzină, ți-ai pe benzină, dacă pe motorină, pe motorină. Așa rămâne până când o duci la gioncărie sau nu știu cum se numește. Atunci când vorbim despre dorința de a se schimba partenerul, gândiți-vă dacă e o problemă de temperament sau o problemă de caracter. Pentru că dacă e o problemă de temperament, nu se schimbă, el poate să vrea. Dar nu poate să-și depășească condiția lui de Ion Marin sau Luigi Mițoi sau Marius Govor. Marius Govor e într-un fel. Însă lucruri care țin de caracter, acestea se pot schimba. Minți, nu minți. Ești sincer, nu ești sincer. Te ții de cuvânt, nu te ții de cuvânt. Furi, nu furi. Toate lucrurile acestea țin de caracter și astea se pot schimba. E bine să ținem cont de lucrurile astea, pentru că dacă cerem lucruri imposibile, vom primi lucruri nerealizabile. Aș vrea să mai spun un lucru și apoi o să mă opresc, o să luăm o scurtă pauză. Probabil că frații păstori vor să cântăm sau poate să stăm câteva minute. Vreau doar să mai spun încă un lucru și anume, pe lângă descoperiți-vă așteptările, pe lângă realizați diferențele, al treilea lucru pe care vreau să-l spun, identificați-vă rolurile. Care-i rolul meu de soț în casa mea? Ce trebuie să fac eu în mod concret? Sigur că eu pot să mai și dau cu aspiratorul dacă e nevoie, dacă soția mea merge la lucru odată cu mine când ne întoarcem acasă, sigur că amândoi suntem obosiți. Dacă ea stă acasă și eu am muncit, atunci e un pic de diferență. Dacă ea a stat cu trei copii și eu am venit de la lucru, ea a muncit acasă, eu am muncit la lucru. Dar pe lângă lucrurile pe care le fac din când în când ca să o ajut pe ea, dacă e nevoie, sunt lucruri care revin mie și astea numai eu le fac. Aceste roluri trebuie identificate, că altfel există multă supărare. De o grămadă de ori soția mea s-a supărat pe mine că nu am făcut lucruri care erau treaba mea. De pildă ca să scot gunoi afară. Sunt chenurile alea de plastic mare și grele și aia e treaba mea să le scot. Odată s-a plecat în călătorie și se descurcă ea, dar când sunt acasă, aia e treaba mea. Uneori uit din anumite motive, zgrăbit sau altceva și se supără și îmi spune, hei, n-a fost vorba că asta este treaba ta. Atunci dacă eu aș înfrunta-o, de ce aș face-o? Aș face-o dintr-un orgoliu prostesc, care are dreptate. Când are dreptate, las-o așa. De ce să pierzi 100 când poți să pierzi doar un leu? De ce vrei să pierzi 100 de lei? La ce-ți folosești? Dacă are dreptate, smerește-te și taci din gură, indiferent că ești femeie sau bărbat. Poți să spui am sorry sau poți să spui s-a întâmplat sau poți să spui o să am mai multă grijă sau cel puțin să taci din gură. Dacă nu poți și atunci nu-i bine, că cu gura mare nu se face multă treabă. Închei spunând faptul că e ușor de înțeles din Biblie că atunci când oamenii se căsătoresc, Dumnezeu a creat căsătoria, dar n-a creat un manual de funcționare. Orice mașinărie, orice device, orice aparat electrocasnic cumpărăm, e însoțit de o cărticică unde scrie fă așa și fă pe dincolo. Căsătoria nu are un manual de funcționare. Veți spune, Biblia e un manual de funcționare și aveți dreptate, dar Biblia vorbește despre principii generale, nu vorbește despre detalii concrete. Și noi nu ne certăm pe baza principiilor generale. Noi ne agățăm de scamele alea care sunt pe acolo. Ei, cel mai mare rol a unui soț e să-și iubească soția. Ce înseamnă asta? Până acum, de mii de ani, nu s-a ajuns la o concluzie universal acceptată. Soția trebuie să se supună soțului, să-și respecte soțul. Ce înseamnă asta? Cam tot la fel. Este ușor flexibil, ușor relativ. Adică, pe lângă principii în sine, există multe chestiuni care țin de cultură, de nivelul familiei, de zestrea lor, în ce casă au crescut, în ce biserică au crescut, dacă vin de la țară, dacă vin de la oraș. Sunt mici diferențe de educație, o grămadă de mici diferențe de genul ăsta care trebuie luate în calcul. De ce spun lucrurile astea? Spun lucrurile acestea pentru că de la aceste mici și neînsemnate lucruri apar tot felul de nemulțumiri care, repetându-se, conduc la frustrare, conduc la însingurare, conduc la
detașare emoțională, conduc la pierderea admirației. Dumneavoastră știți cât de greu e pentru o femeie să fie supusă unui bărbat pe care nu-l mai admiră și dimpotrivă și-a pierdut respectul pentru el. Cum să dai respect cuiva de care ți-ai pierdut respectul? Știți cât de greu este să iubești o femeie care pur și simplu te umilește ori de câte ori stă de vorbă cu tine, iar tu să o iubești, nu numai să o suporți, să o iubești. S-ar putea cuvintele mele uneori să fie grele, dar credeți-mă că nu o fac nici din neatenție, nici din lipsă de bun simț, ci scopul meu este să vorbesc cât pot de lămurit, pentru ca seara asta să nu fie o seară în care spunem vorbe care nu au niciun înțeles la capătul vorbirii. Oameni dragi, soția mea mă va iubi mai ușor, se va așeza sub autoritatea mea și îmi va fi supusă dacă conducerea mea consideră nevoile ei, sensibilitățile ei, problemele ei, specificul ei. Când ea va vedea că eu stau în drum de ea, așa zicea bunica, când ea va vedea că eu am preocuparea asta, atunci va aprecia foarte mult lucrul ăsta și va fi ajutată să respecte un astfel de om, să se așeze cu supunere sub autoritatea lui. Sau invers, o femeie care totul, tu niciodată n-ai făcut nimic, tu întotdeauna ești ca tacto. E, acum pune mâna și pupă că nu mai poți de bucurie. Soțul trebuie să-și iubească soția întotdeauna. Soția trebuie să fie supusă soțului întotdeauna, dar mai ușor iubești o femeie înțeleaptă și echilibrată decât o femeie care vorbește toată ziua și jumătate din ce spune sunt atacuri personale, sunt reproșuri, sunt tot felul de lucruri care nu și-au rost, încordează relația și invers. Acum, dragii mei, noi suntem în familie de mulți ani, unii de mai mulți, alții de mai puțini. Așa cum spuneam la început, scopul meu nu este să vă spun lucruri extraordinare și nici noi, că nu știu, și nici nu sunt neapărat specialist în familiologie, dar având onoarea, ocazia să fiu cu dumneavoastră, încerc, am încercat și voi încerca să spun lucruri care cred că tocmai datorită simplității lor noi nu le băgăm în seamă. Suntem cu ochii pe bani prea mult, devenim prea egoiști, nu iertăm, nu ne propunem să iubim și să fim buni și înțelegători unii cu alții, ne șifonăm din orice, o luăm foarte personal, ținem mai mult cu mama decât cu soțul sau cu soția, facem echipă cu copiii împotriva partenerului și astea sunt niște lucruri de doi bani. O astfel de familie nu poate fi fericită. De aceea, pentru că și eu sunt cu dumneavoastră în această seară, vă încurajez pentru fericirea propriei dumneavoastră vieți, pentru nivelul de calitate al acestei vieți scurte. Noi nu putem să facem viața mai lungă, dar o putem face mai frumoasă. Asta ține de noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Haideți să stăm în picioare. Ne mai desmulțim puțin și vrem să cântăm cu toți împreună. Cred că suntem cel mai minunat cor. Cred că Dumnezeu ne-a dezestat pe fiecare cu o voce care poate să înalțe numele Său cel Sfânt. Amin? Cântarea spune, Tu m-ai cules din pulbere cu harul ca să mă îmbraci cu dragostea din Tâi. Și mi-ai șoptit, Tu mi-ești mărgăritarul în dragostea mea de pur să rămâi. Hai să cântăm cu toții, cu toată inima. Când faptele
Luați loc, oamenii lui Dumnezeu. Atunci când noi vorbim despre lucrurile astea, fiecare dintre noi auzim aceste lucruri, dar le așezăm într-un context care s-a format de când ne-am născut până acum. La unii dintre noi s-ar putea să fie un context legalist. Nu vorbesc acum dacă e bine sau rău să fii legalist, asta nu-i treaba mea acum. Spun numai, unii dintre noi s-ar putea să fim legaliști. În general, legaliștii sunt niște oameni aspri. Și dacă se duc acasă cu această asprime, unde trebuie să fie iubire, unde trebuie să fie căldură sufletească, și dacă ești bărbat și nu înțelegi că femeia, vorba lui Băsescu, vara nu-i ca iarna, atunci s-ar putea să te confrunți cu probleme de care te plângi până când pleci la Domnul. Ce vreau să spun? Există un model de familie tradițional, adică modelul mai de demult. Dumneavoastră gândiți-vă dacă mai funcționează acum sau nu. Există un model modern, e de acum sau de mâine. Dumneavoastră gândiți-vă dacă e bun sau nu. Și există un model biblic, inspirat din legile lui Dumnezeu care sunt în Scriptură. Gândiți-vă dacă nu cumva un astfel de soț, o astfel de soție ar trebui să fim noi. Atunci când vorbim despre lucrurile acestea, aș vrea să vă spun că multe lucruri mici creează probleme mari atunci când lucrurile greșite mici se repetă. Orice soție poate să înghită un lucru pe care l-ai făcut odată, dar nu poate să înghită un lucru greșit pe care îl faci de fiecare dată. Dar nu numai o soție nu poate să înghită treaba asta, nici un bărbat. Acceptăm faptul că oamenii greșesc în viață, dar spune scuză-mă, îți promit că o să fiu mai atent sau mai atentă și cu siguranță, oricât ar fi de aspru partenerul, trece peste. Dar dacă încerci să te îndreptățești, nu-i cazul. Pentru că atunci când greșești, în ce fel ai putea să te îndreptățești? Să-mi spui că e omenește să greșești și eu nu știu? Un pic de umilință ajută, un pic de smerenie. Lucrurile astea ajută mai mult decât pieptul umflat și tonul ridicat. Asta generează adversitate, conflictualitate. În general, se spune și îmi place ideea asta, comparația asta, deși s-ar putea ca unii să nu înțeleagă, mai ales cei mai tineri, se spune că într-o familie nu întotdeauna soții sunt la fel și poate că niciodată nu sunt la fel. Unul parcă trage un pic mai mult. Nu neapărat soțul sau soția. Dar atunci când o familie nu funcționează, dar nu funcționează pentru că au o ceartă odată la 100 de ani, și nu funcționează că se ceartă mereu. În general, există ideea asta potrivit căreia se spune că unul dintre soți este resursă și unul este căpușă. Știți ce e aia căpușă, nu? Aia care se bagă sub piele și suge până te bagă în pământ. E, unul dintre soți este căpușă și unul este resursă. Ce înseamnă resursă? Păi resursă înseamnă, uite, asta înseamnă resursă. Poftim. Resursă înseamnă să oferi. Ce oferi? Ce ai? Oferi un pic de zâmbet, un pic de pozitivitate, oferi un pic de fi liniștit. O să treacă și asta. Oferi un pic de, hai, lasă, mergem noi înainte, Dumnezeu va fi cu noi. Oferă un pic de îmbrățișare, un pic de pupat, lucruri care, de care e mare cerere. Ce înseamnă căpușă? Dă-mi, tu niciodată, eu întotdeauna, bine că te-ai căsătorit cu mine, că nu te mai căpătuiai niciodată. Înțelegeți, dacă avem puterea în seara asta să ne gândim ca stil de viață, în experiența anilor de căsătorie pe care îi avem, cam înspre care dintre aceste două repere se îndreaptă profilul nostru psihologic? Apucăturile, obiceiurile, tendințele, aplecările noastre, spre care dintre aceste două repere se îndreaptă? În general, resursă înseamnă a oferi, a iubi, a ierta, a ajuta, a înțelege, a comunica, a avea compasiune și lista continuă.
Resursă, dimpotrivă, înseamnă trebuie să primească orice își dorește. Îi trebuie iubire, îi trebuie iertare, îi trebuie înțelegere, îi trebuie o a doua șansă, îi trebuie bani, îi trebuie, domnule, tot o sugătură de la cap la cap. Cine ar fi dispus în fiecare zi să ofere și bietul să nu primească niciodată? Ideea asta de om care tot timpul vrea să ia pentru el din egoism și indiferență și altul săracul care trebuie să se cheltuie, să-și dea și sufletul din el, ăsta nu mai este tovărășie și căsătorie. Asta este exploatare și e manipulare. Un om înțelept care se căsătorește și știe ce înseamnă căsătoria, nu-și poate permite să facă așa sub nicio formă. Nu profitați de o femeie bună, simțită, delicată, cu minte, cu o voce blândă, nu profitați de ea. Nu profitați de un băiat bun, care nu urlă ca alții și este un om cu caracter, un om care încearcă să se poarte frumos doar ca să fii fericită. Nu profitați de lucrurile astea bune. Nu le luați drept o slăbiciune peste care puteți să pășiți ca niște învingători. Mulțumiți lui Dumnezeu că aveți un astfel de partener și ajutați-l să rămână sau să ajutați-o să rămână așa, încurajând-o, apreciind-o și validând-o. A valida înseamnă a remarca binele pe care le-a făcut. Bărbații trăiesc pentru performanță, doar pentru performanță. Femeile trăiesc pentru iubire, pentru comunicare, pentru viață în general. Dar dacă bărbații trăiesc pentru performanță, înseamnă că trebuie remarcată performanța lor. Când remarcați performanța, el o va repeta cu bucurie, pentru că a primit drogul. Bărbații au nevoie să fie validați. De aceea, cât costă să îi spui, am văzut că ai dus alea, bravo, am știut eu că o să faci lucrul ăsta, am știut eu cu cine mă căsătoresc. Mai în glumă, mai în serios, i-ai făcut ziua. Dar așa, încruntată de mama focului sau încruntat de mama focului, nu merge în căsătorie. Merge undeva la o intersecție unde cineva nu știu ce zice. Dar acasă unde trăiești cu o femeie sau cu un soț și v-ați căsătorit din iubire și ați mai venit și la biserică să vă binecuvinteze păstorul și vă comportați așa. Dragii mei, ce seamănă omul aia seceră? O să pune în ceapă și o să scoate usturoi? Aș vrea să mai spun unul sau două lucruri repede. Probabil că aș vrea să spun un pic despre diferența dintre organizare și libertate. Cel puțin în relația mea cu Carmen am avut de furcă cu treaba asta. Asta nu înseamnă că nu mai avem, dar e furca mai mică. Diferența dintre organizare și libertate. Organizarea este atitudinea de planificare în detaliu a orice face un om. Sunt oameni, s-ar putea să fie soțul, dar nu neapărat, poate să fie soția, foarte organizați. Deci dacă pleacă într-o vacanță, cu 6 luni înainte începe să dea telefon, să se intereseze, să facă planificări, tabele, la ce oră pleacă, cu cine duce. Domnule, zici că este la Washington. Nu-i rău, nu-i bine, așa e ea sau el. Celălalt, ăla zice, o fi cumva, las că vedem noi. O fi cumva, mâna asta și-o bagă în buzunar și pe asta o face așa pe lângă el. Sau ea. Întreb eu, câtă tensiune există între ăștia doi când o să plece în vacanță? Ăla care este libertate, las că o fi cumva, ăla o să fie terorizat de planificarea și de organizarea asta ca la armată. Celălalt care planifică o să se simtă lăsat singur și cu toată povara în cap și pă, ăsta nu-l interesează de nimic. Numai gândiți-vă, cum ar trebui procedat dacă se nimerește să se căsătorească libertate cu organizare? Dumneavoastră cum sunteți, libertate sau organizare? Eu nu vă spun cum sunt, dar Carmen este organizare. Carmen este organizare. Mi-a spus, te rog frumos să-mi dai programul din Germania. I-l-am dat pe telefon cu lux de amănunte. Lux de amănunte. Am mai trecut săptămână, mi-ai dat programul din, da, zicea, mi-am adus aminte, dar zice, e undeva în mesaje, mai trimite-mi odată programul din Germania. Încă o dată programul din Germania? Mi-a fost simplu, am intrat în text message, copy and paste și l-am trimis. Dar, domnule, nu pot să înțeleg de ce e nevoie de 75 sau 76 minute. Ci, dar nu ea e în călătorie, eu sunt în călătorie.
Dom'le, așa e brunetă, n-ai ce-i face. Dacă e brunetă, nu e blondă. Organizare. Ăla libertate. Am plecat cu avion, am venit la avion, am stat 2 ore în avion, ne-a dat jos și ne-a trimis acasă. Că nu poți să-l repare. Și dacă nu îl repară, mai bine te trimite acasă, nu? Dacă e cu mașina, nu. Dacă e cu avionul, da. Și a zis, veniți mâine. Și ne-a dat posibilitatea să sunăm și să reprogramăm zborul. Am sunat și mi-a zis, te duci prin Zurich și ajungi mâine la 1.20. Și foarte bine că prindeam și adunarea de aseară. Numai că de la terminalul 1 până la terminalul 5 în Chicago, la O'Hare, trebuie să iei trenul. Un tren special care e pentru asta. L-am luat, dar ți-a timp. Când am ajuns acolo, nu mai era nimeni la desk acolo, la birou unde trebuia să-mi facă check-in. Și sigur că am sunat și am spus, domnule, nu mai e nimeni aici. Ok, vino mâine la 4. Am venit a doua zi la 4 și mi-a spus că, matale, n-ai programare. Adică, cum, domnule, să n-am programare? Păi n-ai programare. Am sunat-o pe fiica mea. Nu mi-ai, n-ai vorbit aseară cu ăștia de la Lufthansa? Ba da. Și, dar zice, astăzi, de ce nu te-ai uitat dacă ți-au trimis confirmare prin e-mail? De ce nu m-am uitat astăzi? Am fost ocupat. Și acum eu ce să fac? Păi sună la ăia. Dacă sunam de dimineață, era foarte bine că nu mai stăteam atât de stresat o jumătate de oră înainte de îmbarcare. Ce am vrut să spun este că a fi organizat are beneficii, dar când lucrul ăsta întrece măsura, devine foarte stresant. Ce am vrut să spun atunci când ești dezorganizat, riști să le faci pe toate varză și nu mai știi ce faci, dar îți oferă un pic de libertate și n-ai niciun pic de stres, că o fi cumva. Dar dacă ăștia sunt amândoi în aceeași familie, indiferent cine are dreptate, dacă are dreptate organizatorul, se va certa din cauza la faptul că libertatea a greșit. Dacă are dreptate libertatea, se îi va reproșa lui la, ai văzut, mă, toți cu programările tale, vezi ce bine le-a rânduit Dumnezeu? Nu știu dacă Dumnezeu ne aranjează nouă vacanțele, dar în sfârșit. Mai spune un lucru și închei. Aveți dreptate, așa e. Așa zicea și bunicul, așa zicem și noi. Uitați ce vreau să spun în încheiere. Poate că dumneavoastră îmi veți spune, mă, omule, tu zici cum zici. Dar uite cum e la mine. Eu am făcut, am dres, am încercat, dar nu se poate cu tovarășul sau cu tovarășa. Și dăm vina pe tovarășul sau pe tovarășa. Și spui dacă ar fi și el ca mine sau ea. Dar nu e. M-am certat, i-am explicat, am zis, dar nu e, mă, omule, mă, nu e. Ce să fac? Am să încerc să vă arăt ceva. Nu știu dacă o să reușesc, dar o să încerc. Uite, eu o să mă prefac că scriu, dar nu scriu, numai mă prefac. Și dumneavoastră o să vă uitați. Și încercați să vă imaginați și cu imaginația să acoperiți nevoia de scris. Uite, imaginați-vă aici un cerc. Ăsta este un cerc. În acest cerc, imaginați-vă că aici e soțul și aici e soția. Și soția este supusă soțului și soțul își iubește soția. Și pentru că el o iubește, ea îl respectă. Și pentru că el, și pentru că ea îl respectă, el o iubește. Și pentru că ea, și pentru că el o iubește, ea îl respectă. Și pentru că ea îl respectă, el o iubește. Și pentru, și pentru, și pentru, și pentru, și pentru, și pentru. E ca o roată de la mașină care se învârte și creează o anumită dinamică, o anumită viteză. Și e ușor să-l respecte, că el o iubește. Și lui e ușor să o iubească, că ea îl respectă. Și lucrurile merg bine. Se întâmplă ceva de la început sau cândva în procesul căsniciei, când el sau ea nu mai iubește sau nu mai respectă. Ascultați-mă. Ea sau el, hai să zicem ea, sau hai să zicem el, el nu mai iubește. Crede ea, zice ea, vede ea. Pentru că el nu o mai iubește, ea începe să nu-l mai respecte.
Pentru că ea nu-l mai respectă, el nu mai iubește. Pentru că el nu mai iubește, el nu mai ore. Și din nou mașina prinde viteză. Și acum imaginați-vă că bărbații de aici sunteți în situația în care vă iubiți soția, dar ea nu vă respectă. Și nu îndrăzniți să vă ridicați, că oricum n-ar fi de niciun folos. Să spui, mă omule, uite care e situația mea. Eu îmi plânge sufletul în mine că am făcut tot ce am putut și o iubesc fără să-mi merite, că ea nu mai mă respectă. Dar ce să fac? S-o bat? Sau invers, toate doamnele de aici veți spune, eu îl cinstesc, îl respect, îi sunt supusă, am făcut tot ce am putut, deși nu merită să mă port așa cu el, dar e un... nu mă iubește, nu-l interesează, e indiferent. Când vine zici că n-a venit, când pleacă zici că n-a plecat. Ce să fac? Dumneavoastră, ce părere aveți? Cam ce e de făcut? Că unul își face partea, celălalt nu. Unul își face partea, celălalt continuă să nu o facă. Până la urmă, cel care își făcea obosește și nu mai face nici el. Ăsta care nu o făcea deloc, acum când vede că nici celălalt nu o face, mai rău nu o face. Și alălaltul se răzbună și mai rău nu o face nici el. Și până la urmă ajung de nu se mai suportă și fiecare dă vina pe celălalt. Imaginați-vă că ăștia doi vin la biserică. Frate Marius, nu ne înțelegem. Și îl întrebi, o întrebi pe ea, ce este soră? Frate, nu mă iubește. Îl întrebi pe dumnealui, e adevărat că nu o iubești? Da, frate. De ce, frate? Păi nu mă respectă. E adevărat că matale nu-l respecti? Da. De ce? Că nu mă iubește. Ce îi spui? Nu, dincolo de zâmbet, ce îi spui? Că drumul e înfundat, n-ai ce să îi spui. Știți cum se zice la Bihor, când cineva moare? La noi în sud, când te duci la un mort, se zice, când eram la ortodox, se zicea Dumnezeu să-l ierte. Acum zice Dumnezeu să vă binecuvinteze, sincere condoleanțe. La Bihor se zice, ce să-i faci? Aia din casă spun, n-ai ce-i face. Dar nu-i de râs, așa se zice. Ce să-i faci, n-ai ce-i faci. Și au dreptate. 100% au dreptate. Haideți să ne întoarcem aici și să încheiem. Eu sunt aici și să presupunem că eu îmi iubesc soția și ea nu mai mă respectă. Sau să presupunem că nici eu nu mai iubesc și ea mă respectă, sau nici eu nu o iubesc și nici ea nu mă respectă. Ce variantă vreți dumneavoastră? Și roata merge spre rău. Ori merge doar cu partea unuia, ori cu a niciunuia. Ce ar trebui să facă soțul sau soția sau amândoi? Dacă eu sunt acolo și eu sunt soțul, eu ar trebui să realizez că căsătoria mea se duce de râpă, eu sunt nefericit, când mă duc acasă e mai greu decât atunci când mă duc la lucru. Că la lucru obosesc cu trupul, dar aici mă zăpăcește. Nu pot să dorm, nu pot să mănânc, am nerv la stomac. Nimic nu merge, nimic nu mai are, nu mai am nicio bucurie, nici de mașină, nici de nimic, de nimic. Ce e de făcut? Atunci eu îmi dau seama că dacă las lucrurile să se învârtă în direcția asta, familia noastră se prăpădește. În general, în situație de asta apar infidelitatea, dacă femeia asta care e nerespectată, neiubită, are la serviciu un șmecheraș de coleg, ăsta o vede că e neîmplinită și se poartă foarte frumos cu ea. Și atunci el devine drogul ei. Ea își deschide inima, îi spune povestea și rămâne o chestie de circumstanță ca să se întâmple nenorocirea. Și dacă se întâmplă o dată, de obicei se întâmplă de fiecare dată. Ei, eu ar trebui să fac următorul lucru. Să-mi propun să-mi fac partea mea și să încep să-mi iubesc soția ca așa i-am promis lui Dumnezeu. Mi-e greu să o fac pentru că să presupunem că ea nu mă respectă. Ea se poartă cu mine ca și cum aș fi... E supărată, e mânioasă, îmi reproșează nu știu ce. E doar o presupunere. Dar eu încerc să nu mă uit la lucrurile astea ca să-mi păstrez motivația de a continua să o iubesc. Eu o iubesc și ea nu mă respectă. Eu o iubesc și ea nu mă respectă. Eu o iubesc și ea nu mă respectă. Eu o iubesc... Dar la un moment dat această atitudine a mea de dulceață îi va mișca, îi va atinge inima. Și puțin câte puțin, iubirea încălzește.
puțin câte puțin va începe să se miște și ea. Iată dar cum cineva care își face partea îl va motiva și pe celălalt să-și o facă. Nu într-o zi, poate nu într-o săptămână, poate nici într-o lună, exact ce spunea Petru, textul cu care am început. Chiar dacă el nu ascultă, tu poartă-te așa și așa și Dumnezeu va interveni. Dacă faceți parte dintr-o familie nefuncțională, s-a blocat în nu știu ce experiențe, lucru pe care trebuie să-l faceți este să nu vă mai uitați ce face partenerul dumneavoastră. Oricum nu ajută la nimic. Încercați să vă asumați responsabilitatea pe care ați promis-o înaintea lui Dumnezeu și faceți-vă parte. Dacă sunteți femeie, supuneți-vă lui, dar în mod vizibil. În felul ăsta veți activa puterea lui Dumnezeu. Sau dacă sunteți bărbat, iubiți-o chiar dacă se poartă urât. Duceți-i flori. Întrebați-o, te pot ajuta cu ceva astăzi? Pot să fac ceva pentru tine astăzi? Scrieți-i ceva pe o hârtie și puneți-i o supernă. Băgați-i într-un pantof 20 de euro. Zic, poate nu sunt grozave exemple, zic așa, zic aiurea. Faceți niște semne de iubire cum le făceați în prietenie, surprindeți-o cu ceva, puneți-i o floare undeva la cheile la mașină, faceți ceva. Dacă nu faceți nimic, lucrurile vor merge mai rău. Este imposibil ca iubirea să nu miște. Reproșurile, confiscarea lucrurilor personale, amenințările, faptul că mai spui la rude, la prieteni și te aud oamenii din biserică și se rușine să mai vii la adunare, nu rezolvă problema. Trebuie să te încrezi în Dumnezeu și când e pe pielea dumitale practicarea Scripturii, nu numai când e pe pielea altuia. Am păstorit o biserică în București și prezbiterului de acolo i-a murit soția. L-am sunat să-i spun și eu sincere condoleanțe, l-am sunat la mai mult timp după ce, când am auzit că a murit, și vreo două ore mi-a vorbit prin ce trece. Îmi spunea, tu știi că eu stau, am apartament la stradă și dincolo de stradă e cimitirul, lângă gardul cimitirului am înmormântat-o, ne desparte strada. Ies noaptea de 3-4 ori. Și vorbesc cu ea de la balcon și îi spun, e la doi pași de mine și nu se ridică, nu pot să mai fiu cu ea. Și spune, am fost atât de aspru cu ea când a trăit. Tot timpul o certam dimineața că n-a făcut ce trebuia, tot timpul veneam seara acasă și uneori îi băgam de vină. Ce mult aș da acum să se ridice de acolo. Știți ce vreau să vă spun înainte să ne rugăm? Vreau să vă spun că acum noi pierdem din vedere scurtimea vieții noastre și puținele zile pe care le avem la dispoziție să ne bucurăm și muncim cu disperare și nu mai vedem scurtimea vieții noastre. Unul dintre marii gânditori ai lumii a fost întrebat, care credeți că e cea mai mare greșeală pe care o fac oamenii? Și el a spus, cea mai mare greșeală pe care o fac oamenii este că ei cred că au timp. Ei cred că au timp. Dacă ar accepta că nu au timp, ar face acum, pentru că nu mai au timp. Frați dragi, am trecut și eu prin viață ca și dumneavoastră. Am fost un om foarte militaros și foarte aspru în felul meu și recunosc că am chinuit-o pe Carmen mult în primii ani, părându-mi se că n-am știut să fac altfel, atât am știut. Însă anii au trecut. Am trecut prin multe experiențe. S-a îmbolnăvit de cancer și era să mă lase singur. Am văzut și eu la alții. Am citit cărți, am auzit întâmplări. Nu știu cât mai este. Dar atât cât mai este, o să fiu un alt om. O să vreau să fac altceva cu viața mea, cu timpul pe care îl petrecem împreună. Asta ține doar de mine. Nu-mi trebuie bani. Nu-mi trebuie nici să fiu mai înalt, nu-mi trebuie nici să-mi iau doctoratul, îmi trebuie numai să-mi pun în minte că am o femeie care de 39 de ani se ține după mine și că mă voi duce acasă.
o să mă ocup de ea. O să o ajut să se simtă bine, iubită. O să-i duc ceva, o ciocolată, o floare. O să-i scriu ceva pe o hârtie. O să-i spun că o iubesc, o să o pup de 1000 de ori. E tot ce pot să fac, sunt doar un om. Ce mare lucru aș putea să fac? Dar pot să fac un mic lucru. N-o să-i mai spun niciun proșie. Am spus 39 de ani. La ce-mi folosește? Dacă murea, cui mai reproșam? Îmi pare rău pentru anii ăia. Îmi pare rău. A venit după mine că i-am promis că o iubesc. Putea să nu vină, dar m-a crezut pe cuvânt. Și o parte din timpul care l-a petrecut cu mine, am fost un om prea aspru. M-am hotărât cu mulți ani în urmă să nu mai mă porc cu dreptate cu soția mea. Mă porc cu dreptate cu 8 miliarde de oameni, dar cu soția mea aleg să nu mai mă porc cu dreptate, ci doar cu iubire. Ea e singura persoană față de care nu mai mă porc cu dreptate, ci doar cu iubire. Pentru ea nu mai există nicio dreptate. Ea e liberă din punctul meu de vedere, pentru că e soția mea și vreau să fie fericită cu mine. Dacă eu mor primul, și probabil că așa se va întâmpla, Biblia vorbește de văduve, nu de văduvi. Dacă eu mor primul, atunci femeia asta va rămâne cu amintirile astea. Care va fi imaginea mea din amintirile ei? N-am fost un om bogat niciodată. N-am fost un om deștept. N-am excelat prin nimic. Am fost un om normal, obișnuit. Vreau să excelez în familia mea. Să rămână imaginea unui soț care s-a ținut de cuvânt cu 40 de ani în urmă. Imaginea unui tată care a trăit pocăința. Imaginea unui predicator care a fost sincer și bine motivat. Cam ăsta e visul meu cu ce a mai rămas. Nu știu cât a mai rămas, dar ăsta e visul meu. Ce ai de gând să faci cu ce ți-a rămas? Eu îți propun, te rog, în seara asta, alege un lucru care știi că e dorința soției sau a soțului și încă nu l-ai împlinit, doar unul, nu două, unul. Și promite-i lui Dumnezeu că îl schimbi. Spune aici, Doamne, pentru onoarea ta și pentru fericirea tovarășului meu de viață, pentru pacea din casa mea, din sufletul meu și din sufletul ei sau al lui, îți promit în această seară că tu, cu ajutorul tău, o să mă schimb. O să aduc un dar casei mele, nevestei mele sau bărbatului meu. Fă lucrul acesta și te vei bucura. N-a murit niciodată un om care să spună, ah, ce rău îmi pare că am fost prea bun cu nevastă mea sau cu bărbatul meu. Niciodată. Toți oamenii au fost chinuiți de regrete. N-am știut, îmi pare rău, mi-a trecut viața și n-am avut timp de sufletul meu și de sufletul femeii mele sau al bărbatului meu. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Haideți să stăm înaintea Domnului. Haideți să facem o făgăduință Domnului, care va fi darul nostru pentru casa noastră. Să ne rugăm cu adunarea. Dumnezeu să ne primească rugăciunea. Amin.